Frați și surori, oaspeți ai casei Domnului, este o bucurie pentru mine în după masa aceasta, prin Harul Lui Dumnezeu, să fiu cu dumneavoastră în această lună de februarie în care aveți organizat fiecare joi și duminică, după cum am înțeles, ser de evangelizare. Mulțumesc Domnului că ce m-a binecuvântat să pot să ajung și eu, chiar dacă săptămâna aceasta am trecut prin încercări, soția a fost foarte grav bolnavă. Mulțumesc Domnului că este mai bine acum și cred că după rugăciunea Bisericii din Nădlag va fi și mai bine. Și mulțumesc Domnului pentru rugăciunile noastre, pentru că ne-am rugat pentru cei în suferință și credem că Domnul va da vindecare de plină. Am venit la Nădlag cu bucurie pentru că mi-aduc aminte de seara care am avut-o împreună anul trecut, în care în ciuda vremii și a timpului, Domnul a revărsat o ploaie binecuvântată, pentru că Domnul este acela care revarsă din plinătatea Duhului Sfânt peste noi. Și mă rog și în seara aceasta, Domnul înaintea căruia am venit și pe care l-am glorificat și l-am lăudat să rămână cu noi mai departe. În mod deosebit ne rugăm pentru prietenii Evangheliei, Domnul să-i binecuvinteze. Domnul în seara aceasta să cerceteze și inima lor. Să dea răspunsul, Domnul să dea răspunsul pe care îl așteaptă mulți. Pentru că vedeți, noi de multe ori predicăm Evanghelia, dar se întâmplă ceva. Atunci când Apostolul Pavel a predicat Evanghelia pe malul unui râu, spune cuvântul Domnului, erau mai multe femei care ascultau cuvântul rostit de Apostolul Pavel. Dar a făcut Domnul ceva. Spune că Domnul a deschis inima Lidiei și Lidia a primit cuvântul și l-a primit pe Domnul în inima ei. Vedeți, dincolo de predicarea noastră a Evangheliei, e nevoie de Domnul să deschidă inima. Și când deschide Domnul inima, inima aceea este deschisă și inima aceea îl primește pe Domnul ca stăpân al vieții ei. Slăvit să fie numele Domnului! Ne rugăm în după masa aceasta, acest cuvânt rostit de Domnul și citit în după masa aceasta, să aducă înviorare, speranță. Pentru că pilda fiului risipitor a vrut Domnul să ne spună că un om, oricât ar fi ajuns de jos, oricât ar fi de departe de Dumnezeu, oricât s-ar fi depărtat de Harul lui Dumnezeu, Domnul a vrut să ne spună și prin această pildă rostită de Domnul, a vrut să ne spună că mai este o speranță. Indiferent cât de departe ai ajuns, indiferent câte, câte păcate ai, prin ce stări treci, încă mai este o speranță pentru tine după masa aceasta. Pentru că spune cuvântul Domnului, un om avea doi fii. Într-o zi, cel mai tânăr, ce vine lui în minte? Să ceară averea tatălui. Să fi gândit, oricum tata ne o împarte, oricum vine un moment în care tata ne va da partea lui de avere, dar de ce să nu-mi o da mie acum? Să-mi -o, da, să mi o dea mai repede. Și spune cel mai tânăr din ea, zis tatălui său, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și foarte interesantă atitudinea tatălui. Tatăl putea să spună, băiete, mai așteaptă puțin, încă n-a venit vremea să împart averia. Dar foarte interesant, tatăl îi cheamă pe cei doi, pe cel mare, pe cel mic și spune cuvântul Domnului. Tatăl le-a împărțit averia, celui mic ca și celui mare. O fi spus aceasta e averia pe care eu am adunat-o. Asta este moștenirea ta, asta este partea ta de moștenire. Cel mai tânăr adună tot ce a dat tata și spune nu după multe zile. Fiul cel mai tânăr a strâns totul și-o fi făcut bagajele, și-o fi cumpărat haine noi, și-o fi cumpărat tot ce avea trebuință pentru o călătorie lungă și spune a plecat. Nu într-o localitate vecină nu într-o țară vecină, ci spune aici, a plecat într-o țară depărtată, unde a început să risipească averia, ducând o viață străbălată. Imaginați-vă un străin, a apărut în țara aceea, un străin care avea bani, un tânăr care avea de toate, un băiat care nu se uita la cât cheltuie, și-a cheltuit în stânga, și-a cheltuit în dreapta, și-au trecut un timp. Nu-și spune Biblia cât timp a trecut, dar spune cuvântul Domnului după ce a cheltuit totul. A venit o criză peste țara aceea, a venit o foame temare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. Sofie, căutat în buzunarul stâng, gold, Buzunarul drept, gol. Nu mai are nici bani de pâine. Nu mai are nici bani de traiul pentru o zi. Și în momentul acela, când sărăcia a început să se lipească tot mai mult de el, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care spune cuvântul Domnului: Omul acela avea o turmă de porci și s-a lipit de el, s-o fi dus pe la casa lui și la un moment dat spune omul acela, unul din locuitorii țării acelea, l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. L-o fi întrebat, tu de unde vii tânărule? Tu cine ești? Din ce țară ai venit? Uite, eu am un singur post liber pentru tine și nu se înghesuie mulți pentru postul acesta. Să fii cu porcii mei. În fiecare zi te duci, Mergi cu porcii mei pe câmp, vin apoi acasă și spune cuvântul Domnului că proprietarul acelor animale, imaginați-vă cât de jos a ajuns acest tânăr, cât de jos. Acest fiu risipitor, acest băiat, spune că proprietarul ducea și dădea porcilor niște roșcovele pe care porcile mâncau. Spune aici versetul 16, nu spune... Că ar fi dorit să guste niște roșcovele. Nu zice că ar fi dorit puțin, spune versetul 16, mult. Ar fi dorit să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar lui nu îi le dădea nimeni. Se gândea probabil, dar lângă mine nu se oprește. Să mănânc și eu ce mănâncă animalele acestea. Să mă întrebe și pe mine dacă îmi trebuie. Și pe lângă el trecea mult ar fi dorit să se sature cu pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. Răbiții mei, în după masa aceasta, vreau să vă spun că istoria fiului risipitor a fost istoria noastră a tuturor, sau poate este viața unora de aici. Într-o zi eram depărtați de Harul lui Dumnezeu, eram departe de fața lui Dumnezeu, averea Tatălui care Domnul a dăruit-o pentru omenire, Ioan 3 cu 16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru noi. Ca prin El să avem viață veșnică și oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică am risipit averea, n-am avut nevoie de El, n-am avut nevoie de Domnul, dar într-o zi știți ce s-a întâmplat, ne-am întâlnit cu Harul lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a îndurat de noi și Dumnezeu ne-a adus de unde eram și ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui, măriți să fie numele Domnului. Și după masa aceasta, dacă este viața fiului risipitor, viața unora de aici, după masa aceasta vreau să amintesc trei pași pentru a te întoarce din nou acasă, nu este așa că avem, din punct de vedere fizic, un loc numit acasă? Locul unde ne ducem cu drag? Locul unde ne întoarcem cu drag? E în această seară, după ce voi termina și va fi terminată slujba în locul acesta, mă voi urca în mașină și voi pleca spre Cluj, chiar dacă sunt peste 300 de kilometri până la Cluj, nu contează, vreau să ajung acasă, pentru că nu-i așa, nici nu te odihnești în pătuțul tău, nici nu este mai bine ca și acasă. Mergeți la Arad, la copii sau în altă parte unde sunt copiii plecați în străinătate și spun, mamă, mai stai, mai stai o săptămână, mai stai o zi. Și tu îi spui, nu, dragul meu, du-mă la Nădlag, acolo vreau la Nădlag să ajung acasă, că nu e nicăieri mai bine ca acasă. Așa este? Îți oferă niște condiții deosebite, lux, și spui, lasă-mă să dorm în pătuțul meu, ăla cu trei arcuri rupte, ăla mai neschimbat de 20 de ani, nu contează, nu mă odihnesc mai bine ca și acasă. Așa este, așa este. Dar vreau să vă spun în după masa aceasta, că este una acasă din punct de vedere spiritual. Oamenii caută, oamenii se duc și în după masa aceasta eu cred că ați venit aici doritor de a vă întâlni cu Dumnezeu, de a vă oferi acest har, de a vă întoarce acasă la Dumnezeul care v-a creat, la Cel care v-a dat viață. Și primul lucru care vreau să-l amintesc, primul aspect care vreau să-l amintesc în această dupămasă, primul pas care l-a făcut tânărul acesta, stătea acolo, păzea porcii acelui om, pentru el nu erau roșcovele. Pentru omul acesta nu rămâneau roșcovele, și din omul acela, cu atâția bani, cu atâția prieteni, a ajuns să, să stea cu animalele acestea pe câmp. Și spune versetul 17: Și a venit în fire și a zis: A făcut primul pas. Știți care a fost primul pas? Spune, a zis: Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine. Primul pas. Știți care a fost primul pas? Și-a adus aminte de ceva. Putea să-și aducă aminte de banii care i-a avut, de averea pe care i-a dat-o tatăl. Și să spună uh, proprietarului de animale, tu știi cine am fost eu? Tu știi câți bani am avut eu? Tu știi ce avere mi-a dat tata? Să-și aduc aminte de câți bani a avut. Să-și aduc aminte de prietenii pe care i-a avut. Da? Și acum nu mai roiau în jurul lui. Pentru că oamenii, când ai, când ești, roiesc în jurul tău. Dacă nu mai au cu ce să se folosească și nu mai pot să profite, unii se depărtează. Băiatul acesta a rămas singur. Nu și-a adus aminte de prieteni. Și spune cuvântul Domnului și-a adus aminte de cineva. Știți de cine? De tatăl. Și-a adus aminte că el are un tată. Și tatăl lui este bogat. Și tatăl are argați și în casa tatălui argatul nu suferă de foame și argatul, sluga, se culcă liniștită, siara, se odihnește pentru că știe a doua zi tă, stăpânul îmi pune pâinea pe masă. Și se gândea fiul acesta, tânărul acesta, fiul risipitor, eu, fiul acestui om bogat, am ajuns să, să stau cu animalele acestea și și-a adus aminte că are un tată. Primul pas care trebuie să-l facem în această seară este să ne aducem aminte că ne avem un Dumnezeu. Aduți aminte de Dumnezeul tău, spunea Solomon în cartea Eclesiastrul, în zilele vieții tale, până nu vin anii când vei zice nu mai găsești nicio plăcere în ei. Prea mei, aducerea aminte este darul lui Dumnezeu pentru noi. Să-ți aduci aminte de anii copilăriei să ți aduci aminte de ani frumoși ai vieții, să ți aduci aminte de felul în care Dumnezeu ți-a binecuvântat viața, este darul lui Dumnezeu. Și în această seară vă chem pe toți dragii mei, să ne aducem aminte că ne avem un Dumnezeu și Dumnezeul nostru ne-a binecuvântat în ziua de astăzi cu har, cu sănătate, cu putere. Ne-a binecuvântat cu această zi binecuvântată în care să venim pe picioarele noastre la închinare în care să putem să vedem, în care să putem să vorbim. Pentru că vreau să vă spun în după masa aceasta, sunt unii care își aduc aminte de Dumnezeu doar în momente de necaz, doar în momente de strâmtorare, doar în momente în care vine furtuna în viața lor și își aduc aminte de Dumnezeu. Eram la noi la biserică, într-o marțială și-a venit o doamnă cu o fetiță, Fetița avea aproximativ 16-17 ani, am estimat eu, avea o înfățișare uh, foarte neplăcută și a spus acestei femei care a venit cu fica ei, bine ați venit, venise destul de târziu, după aproximativ o oră după ce s-a început slujba. Și am spus, cu ce ocazie la biserică? Și a spus, uh, eu am venit cu fica mea pentru că fica mea este foarte grav bolnavă, are o boală rară pe care medicii i-au descoperit-o și au spus că nu există tratament pentru ea. Și spunea, am venit aici să vă rugați pentru ea, și ascultați ce îmi spunea, pentru că acum doi ani, cu această fetiță, am venit iarăși aici la biserică. Era bolnavă de o altă boală. Și atunci am venit la biserică și am zis așa, în gândul meu, Doamne, dacă tu îmi vindeci fetița, eu mă pocăiesc, eu mă întorc la tine. Și spunea Doamna, și s-a întâmplat o minune. Dumnezeu s-a îndurat de Fica mea și a vindecat-o. Dar nu m-am întors la Domnul. Și n-am făcut ceea ce am promis lui Dumnezeu. Și a spus, Doamnă, Dumnezeu pe care ă, noi îl slujim și care va a vindecat Fica. E Dumnezeu care poate să facă minuni, poate să vindece orice boală, că El este Domnul, dar El vă cheamă să veniți la El, să vă întoarceți la El, să vă aduceți aminte că El vă cheamă să vă întoarceți din toată inima, să-L slujiți pe Dumnezeu. Vedeți unii profită de bunătatea lui Dumnezeu, profită de tot ce are Dumnezeu. Care dintre părinți vă bucurați copilul să vă sune o dată în an? să-și ceară bani în prumus, să spună, mamă, am nevoie de 1000 de euro sau de 500 de euro, i-ai dat banii, a plecat și nu te mai caută un an de zile. Ce-ați spune, vă lăudați cu astfel de copii? Să spuneți, eu am un copil, nu mă deranjează niciodată, o dată pe an. Când are nevoie de bani, vine și mă caută, eu am un copil să, să fie copiii voștri ca și al meu. Nu te lauzi cu astfel de copii. Pentru că noi nu ne căutăm părinții pentru ceea ce au sau nu au. Sau copii, nu ne caută pentru ce avem sau nu avem. Ne caută pentru ce suntem. Noi căutăm părinții noștri pentru ceea ce sunt. Noi în această seară ne aducem aminte de Dumnezeu, nu pentru ce are El, ci pentru ceea ce este El. El e Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, glorie Lui în veci. El ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și ne-a dăltuit după chipul și asemănarea Lui. Și în această seară ne cheamă să ne aducem aminte că noi avem un Tată, slăvit fie numele. Am... Când am venit data trecută la noastră Fănel, care a fost pe la dumneavoastră fratele Fănel, îmi spunea, aveți că acolo, frații, vorbesc slovacă. Și m-am bucurat tare să aud și cântările în slovac. Eu nu le-am înțeles. Dar m-am bucurat atât de mult să aud cântându-se și într-o altă limbă. Și mă bucur atât de mult. Dar vreau să vă întreb, nu știu, dar cu siguranță așa este. În slovacă, cum începe rugăciunea Tatăl nostru? Străinul nostru? Necunoscutul nostru? Sau cuvântul acela este tot, Tatăl nostru care ești în ceruri. Eu cred că este la fel, Tatăl nostru. Când Domnul Iisus a învățat pe ucenici să se roage, a zis, când vă rugați să ziceți, nu să începeți cu pâine, nici cu uh, iertare, nici cu cer, să începeți cu Tata. Voi aveți un tată și când vă rugați să ziceți, tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Ne avem un tată și noi venim de la Dumnezeu și ne întoarcem la Dumnezeu. Știți ce se întâmplă când ne aducem aminte de Dumnezeu? Când ne aducem aminte de Dumnezeu, vă aduceți aminte când Petru, Simon Petru s-a lepădat de Domnul, spune când a cântat cocoșul a doua oară, Petru și-a adus aminte de vorba Domnului. Înainte să cântei cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și s-a întâmplat nenorocirea. Petru s-a lepădat, dar s-a întâmplat ceva. Și-a adus aminte de ceea ce a spus Domnul. Și spune, a ieșit afară și a plâns cu amar. Și spune, Domnul, probabil între două lovituri necruțătoare ale romanilor, cu acea cunună de spin pe cap, are puterea să se uite spre Petru și spune, Domnul s-a uitat țintă la Petru, care ieșise afară și a început să plângă cu amar. Știți ce se întâmplă când ne aducem aminte de Dumnezeu? Și când dorim să ne întoarcem la El, Domnul se va uita iarăși ținte la tine, Domnul își va întoarce privirile înspre tine, Domnul va avea milă de tine și se va îndura cum se îndură un tată de fiul lui, mărit să fie numele Domnului. El ne-a pregătit un loc, spunea Domnul, ca acolo unde este El să fim și noi împreună cu El, fie numele Domnului binecuvântat. Primul pas. Și-a adus aminte: Eu am un tată. Tatăl meu este bogat. Tatăl meu are argați. Tatăl meu este un om, un om care are, are atâta bogăție încât eu, fiul lui, rămân aici. Și spune că și-a adus aminte de tatăl. Un alt pas care l-a făcut, al doilea. Ascultați. Tot versetul 17. Și-a venit în fire și a zis. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și ascultați, iar eu mor de foame aici. Știți care a fost al doilea pas? Și-a văzut starea reală în care a ajuns. El putea să spună în casă e belșug, în casă la tata a fost bine, acum nu-i chiar așa de bine, dar nu-i nici rău aici. Putea să se amăgească el, putea să întrebe alți oameni care stăteau și ei pe câmp cu alte animale, să întrebe tu cum o duci, cât te plătește, cât îți dă, cât, unde, te, unde te odihnești și multe lucruri și să spună, să tragă el concluzia, nu e rău aici, nu e chiar rău, dar știți ce a făcut tânărul acesta? S-a uitat la el și s-a uitat la casa tatălui. Și a spus, acolo e belșug și aici e moarte. Acolo e belșug de pâine, tata are pâine pentru argați, iar eu mor de foame aici. Vedeți? Sunt oameni, sunt oameni care spun, da, eu chiar așa de rău, da, eu, trebuie eu să mă întorc la Dumnezeu, dar nu se poate, dacă eu nu mă întorc la Dumnezeu să fiu mântuit, trebuie să știți ce se întâmplă, vine un moment un moment în care nu te mai compari cu vecinul tău, nu te mai compari cu colegul tău, să spui, el este mai rău, el are nevoie de pocăință. Și vine un moment în care stai înaintea lui Dumnezeu și comparația nu este cu un muritor de rând, și comparația este cu Tatăl, cu Dumnezeu. Vedeți? Oameni care s-au întâlnit cu uh, prezența reală a lui Dumnezeu în viața lor și cu Dumnezeu personal, s-au prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Iov a spus multe lucruri. Iov, pe lângă faptul că a acceptat încercarea și a rămas credincios în încercare, el căuta să justifice faptele lui bune din trecut. Și spunea la un moment dat Iov, când prietenul lui au venit și au, au uh, năvălit asupra lui cu multe vorbe de ocară și a spus, tu ai păcate, tu ai lucruri ascunse. Eu v-a spus, să vină săracul, să văd dacă vreun sărac a ieșit cu mâna goală. Să vină nevoiașul, să-mi spună dacă nu cumva am fost eu ajutor pentru nevoiaș. Am făcut legământ cu ochii mei și Iov spunea la un moment dat, aș dori să îl văd pe Domnul, să-i pun niște întrebări să văd ce are să-mi să răspundă. Și într-o zi Domnul a venit și a zis Iov, încingeți mijlocul eu să te întreb și tu să-mi răspunzi. Și Iov, nu știu felul în care a vorbit Dumnezeu, dar știu că a vorbit Dumnezeu. Și a început să-i se se pună prima întrebare. Iov, pe ce sunt sprijinite temeliile pământului? Cine a măsurat lungimea? și pune Domnul întrebare după întrebare și ov nu răspunde la niciuna. Dar știți ce se întâmplă? În momentul când Dumnezeu vorbea cu el, Iov se tot uita la el, el care a spus, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta, am făcut legământ cu ochii, am dat nevoiașului, săracului, am făcut multe lucruri și le-a făcut, le-a făcut. N-a spus lucruri neadevărate, le-a făcut. Dar a venit un moment când Dumnezeu s-a arătat înaintea lui și la un moment dat s-a uitat la el Iov și a spus, Doamne, eu am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum mă uit la mine și vreau să spun că mi-e scârbă de mine. Mă uit la mine și văd că sunt un, un etrebnic, sunt un om, un om de care mie mi-e scârbă. Și eu vreau, Doamne, să mă poghesc în țărână și în cenușă. Tu ești Dumnezeu, Tu ești cel atotputernic, Tu ești Domnul Slavei. Mi-e scârbă de mine și eu nu mi-am rămâne altceva decât să mă prăbușesc înaintea Ta, Doamne. Și momentul acela a fost momentul când Domnul a venit și l-a vindecat pe eu și i-a dat înapoi binecuvântările, i-a dat dublu, i-a dat copii și eu v-am mai tăi răit multe zile și spune cuvântul Domnului, a murit bătrân și sătul de zile. Că vine un moment când în fața lui Dumnezeu ne dăm seama cine suntem în realitate. Atunci vine Duhul lui Dumnezeu și ne conștientizează de starea noastră, ne conștientizează de păcatul nostru. Ce ați spune noastră, prieteni dragi, dar nu îmi răspundeți. Eu m-aș fi simțit jignit să vină cineva la mine și să-mi spună, să, mă, să fiu prieten și să-mi spună, vină, te rog, la evangelizare, că ești un mare păcătos. Cum v-ați fi simțit să vină vecinul și să vă cheme la adunare? Vino, că ești un mare păcătos și ai nevoie de Dumnezeu. Te-ai fi simțit jignit. Ai fi spus, dar ce, numai eu sunt păcătos? Dar ce, numai eu sunt rău? Alții nu sunt păcătoși? Dar și ce se întâmplă? Nu este nevoie să vină, să vină nimeni să spună că ești păcătos. Că vine un moment în care Duhul lui Dumnezeu cercetează inima ta și te uiți la tine și îți dai seama cât de păcătos ești, cât de rău ești, îți dai seama cât de, cât de împotrivitor ai fost lui Dumnezeu și te uiți la tine și îți dai seama că ai nevoie de îndurarea lui Dumnezeu și vine Domnul cu harul iertării, măriți să fie numele Domnului. Eram anul trecut la un botez în, în Spania, în orașul Leida și la botezul acela s-au botezat uh, pe lângă alți candidați, au fost 11 candidați, s-au botezat doi frați, doi frați de trup și soția unuia dintre ei. Și la sărbătoarea aceasta au venit părinții celor doi frați. Erau în vârstă părinții, cei care s-au botezat, aveau unul 48 de ani, altul 50 de ani. Și îmi povestea familia aceasta de frați în vârstă veniți din România, din județul Sălaj, la botezul copiilor, îmi povestea despre o vecină de-a lor, care era foarte împotrivitoare, când era vorba de mers la adunare, spunea, nu de puține ori ieșa vecina noastră și ne ocăra atât de tare și spunea, pocăiților, iar mergeți la adunare, mergeți că mergeți degeaba și spunea, atât de mult ne ocăra și ne făceam toate felurile, noi răbdam, tăceam și nu spuneam nimic. Și spunea, a fost o primăvară când puneam straturi în grădină, cum este la țară, ne vară se pun straturile și spunea: Noi lucram în grădină, și la un moment dat am tras un prelungitor, și cum era atunci, pe vremea aceea, casete, spunea am pus pe o măsuță, am pus casetofonul și am dat drumul la casete să cânte cântările Domnului și să ne bucurăm acolo cum lucram noi în grădină. Și ne bucuram atât de mult. Și spunea după câteva ore după ce am ascultat cântările, la un moment dat spunea sora, mă strigă vecina la gard, vecină, vino până la gard, vino să vorbesc ceva cu tine. Și a spus sora, m-am gândit că iară mă ocureaște. Am zis, acum iară mi-aruncă vorbe de ocar. Dar zice, când m-am dus la gard, a spus vecina aceea împotrivitoare, ascultă, știi ce vreau să te rog? Să chem pe prezbiterul de la voi de la biserică, pentru că eu vreau să mă botez. Și a zis, dar ce s-a întâmplat vecină? A zis, când voi ascultați acele cântări, eu veneam la gard și stăteam aici ore întregi și ascultam și eu. Și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că trebuie să mă pocăiesc. Cheamă pe cineva de la adunare repede să, se, să vină la mine și să-i spun că vreau să mă pocăiesc. S-a dus sora, repede a chemat prezbiterul bisericii, a venit prezbiterul bisericii și a spus ne bucurăm de alegerea dumneavoastră, o să facem un botez, o să fiți și dumneavoastră candidată la botez. Și această femeie bătrână de 82 de ani, în vârstă, a zis nu, eu nu aștept până organizați botezul. Pe mine mă boteza săptămâna asta. Eu am 82 de ani. Dacă mor la noapte, dacă mor peste o săptămână și mor nemântuită, prăiebiții mei spuneau frații aceștia, în săptămâna aceea a fost botezată și spunea a mai trăit un an și o lună și era atât de plină de bucurie și uh, era prima la adunare și lăuda pe Dumnezeu din toată inima. Că știți ce se întâmplă? Acolo la gardul vieții tale vine un moment al cercetării Duhului lui Dumnezeu și dacă ai fost un împotrivitor și dacă ai fost o împotrivitoare și dacă ai fost unul care ai spus eu niciodată nu mă pocăiesc, vreau să vă spun împotrivitorilor, celor care se împotrivesc, nu mai spuneți că sunteți primii care vă pocăiți. Pentru că spune cuvântul Domnului, El, Dumnezeu, dă pocăința potrivnicilor. El vine și cercetează potrivnici și ei se întorc primii. Și vin unii care spun, eu trebuie să mă pocăiesc fraților, frate conducător, frate păstor, frate mă pocăiesc. Și ei toți se pocăiesc, dar numai nu se mai botează. Ei tot vin la adunare, dar când să facă pasul, amână, amână, amână. Pentru că vreau să vă spun, e atât de important când te uiți la tine, ce vezi în tine? Corneliu era un om temător de Dumnezeu, era un om cu cernic, era un om care se temea cu toată casa lui de Dumnezeu și era un om care se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Dar, la un moment dat, într-o zi, imaginați-vă ce, ce nume avea Cornel în cezarea. Toți când îl priveau pe omul acesta, temător de Dumnezeu, om milostiv, om care ajuta pe nevoiași, om care se ruga lui Dumnezeu. Și într-o zi, Domnul a spus printr-un înger, du-te și trimite uh, la Iope, uh, acolo este în casa lui Simon Tăbăcarul, un om cu numele Petru, cheamă-l să vină la tine și el îți va spune ce trebuie să faci. Da, m-aș fi gândit eu loc la Corneliu, dar ce să mai fac? Milostenie, fac să mă rog, mă rog, temător de Dumnezeu, sunt ce să mai fac? Oare cel minun mai trebuie să fac? Ce lucruri? Dar pe Corneliu nu-l interesează ce trebuie să mai facă. Îl interesează să vină Petru. Și când ajunge Petru, se prăbușește sutașul acesta în fața lui Petru și Petru îl ridică și spune, și eu sunt om. Și a spus ce s-a întâmplat și vedenia care a avut-o și spunea, Petru, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că oricine se teme de Dumnezeu și lucrează neprihănire este primit de el. Știți ce s-a întâmplat? În timp ce Petru predica Evanghelia, s-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste casa lui Corneliu și Corneliu este botezat în apă și Domnul îi dă Duhul. Sfânt. Aleluia! Căci Cornelul trebuia să înțeleagă că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Nu prin faptele mele, nu prin, uh, prin, ceea ce am eu și este prin harul lui Dumnezeu mărit să fie numele Domnului. Această zi, după masa aceasta mă rog, Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inimile noastre, să înțelegem, prea iubiții mei, că atunci când, când stăm și ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu schimbă inimile, ne uităm la noi și vedem că suntem o mână de țărână, suntem păcătoși și avem nevoie de mila și de îndurarea lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. În seara aceasta și în celelalte serii care au fost, fiecare predicator a venit cu un mesaj al salvării, Știți că a fost o cetate care n-a avut nicio șansă, Dumnezeu nu i-a mai dat nicio șansă. Cetatea Ninive primește mesajul încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și știți ce, face, ce fac oamenii din cetatea aceea? Acei 120.000 de oameni care spunea Iona nu știau să deosebească stânga de dreapta, cufundat în cel mai adânc păcat. Spune, când a auzit mesajul acesta, putea să spună, dar cine e omul acesta dar cine e acesta să spună că mai avem 40 de zile? Dar nu. Ei s-au uitat la ei și s-au uitat la un Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau. Nu știau. Ionanazis, dar dacă vă întoarceți, dar dacă faceți cu tare, cu tare, Dumnezeu se va îndura de voi. Nimic. Știți ce fac oamenii aceștia? Încep să caute pe unde Dumnezeu necunoscut. Și -a ascultat și-au făcut. Au început să stea în post. Au început să stea înaintea lui Dumnezeu. Și ascultați și-au zis dacă Dumnezeu se va căi de răul care a vrut să-l facă și nu-l nu va mai face. Să ierte Dumnezeu, înțeleg, dar să se căiască. Și au zis, poate Dumnezeu se va căi de ce vrea să facă. Și stau în post și stau înaintea lui Dumnezeu și se îmbracă în saci și împăratul spune nimeni, nu mănâncă, toți ne întoarcem la Dumnezeu, ne pocăim. Crezi că spune cuvântul Domnului, ei sau au la propovădirea lui Ion, asta înseamnă pocăință, întoarcere reală la Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul Domnului? Domnul când a văzut ce fac ei, nu zice i-a iertat, zice s-a căit de răul care a vrut să-l facă și nu l-a mai făcut. Nu e așa că se întâmplă câteodată, mai ales când copilașii sunt micuți, au făcut o gafă, o, un lucru neplăcut, au spart un geam, au făcut ceva și la un moment dat vrei să-i pedepsești cu o nuieluță și te ia cu treaba și uiți să-l pedepsești și vine seara și îți amintești. Dar nu te căiești de ce ai vrut să faci. Nu, care v-ați căit vreodată să spui, eu, vai ce-am vrut să fac, vai, vai ce-am vrut să fac. Nu, îi spui, ascultă, altă dată nu te mai iert. Dar știi ce face Dumnezeu? Se căiește. Pentru că atunci când, poate în planul lui Dumnezeu a fost, știu eu, o decizie a lui Dumnezeu, vine Dumnezeu și în urma pocăinței schimbă planurile și aduce îndurarea lui și iubirea lui. Nazis, Ninive, și-am hotărât, duc la îndeplinire, vă nimicesc, nu, spre nemulțumirea lui Iona. Spre nemulțumirea lui Iona, Dumnezeu a iertat cetatea Ninive și îi spunea Iona, asta am vrut să fac eu când am fugit de fața ta, că știu că tu ești un Dumnezeu plin de îndurare, plin de milă, un Dumnezeu care te căiește de rău, un Dumnezeu care dacă ăștia se căiesc și se întorc la tine, tu ierți, Doamne, că tu ești un Dumnezeu plin de îndurare. În această seară, prea mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de îndurare. Să te uiți la tine și sub cărăuzirea și cercetarea Duhului Sfânt, să-ți dai seama că ai nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. El care oferă îndurarea și harul lui. Măriți să fie numele Domnului. Al treilea pas și ultimul și voi încheia cu ce a găsit tânărul și fiul acesta risipitor acasă. Al treilea pas este decisiv. Știți că am întâlnit oameni care spuneau, mi-aduc aminte de Dumnezeu, da, Dumnezeu așteaptă să ne întoarcem, se uită la ei și spun, sunt păcătos, am nevoie de îndurarea lui Dumnezeu, dar nu fac al treilea pas. Al treilea pas, dacă nu l-ai făcut, s-au anulat cei doi pași primii, s-au anulat din start. Spune cuvântul Domnului, cum stătea el acolo, a zis așa, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și versetul 20 spune, imediat, după ce a zis, s-a sculat și a plecat la tatăl său. Știți care a fost al treilea pas? Nu doar a vorbit, ci a făcut ce a zis. Eu am întâlnit oameni care atât de mult spun, atât de mult spun. Am și eu un prieten la adunare, este de trei ani vin la adunare, nelimțit. Marțea, vinerea, duminica dimineața, duminica seara. Și când e vorba să vină, să se boteze, să se întoarcă, să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu prin botez, amână, amână, amână. Și eu tot sper și nici până în zi de astăzi, încă nu este botezat, eu sper anul acesta Dumnezeu să cerceteze inima, să se întoarcă la Domnul, nu-l mai oprește nimic, dar pur și simplu diavolul ține acolo un ferecat. Răbiți mei, foarte mult zic, ne întoarcem, venim, nu-i destul să-ți placă, nu-i destul să vii la evangelizare, este un prim pas deosebit, dar vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, dacă nu vine un moment al deciziei reale, Vreau să vă spun că uh, uh, poate într-o zi va fi prea târziu. Știți ce spune despre Irod? Cuvântul Domnului Evanghelistul Marcu în capitolul 6 spune cuvântul Domnului și nu era un oricine Irod, era împăratul. Spune cuvântul Domnului în capitolul 6 începând cu uh, versetul 19 Irodiad avea necas pe Ioan și vrea să-l omoare, dar nu putea și ascultați căci roți se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt, îl ocrotia și când l auzia, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă și l-a asculta cu plăcere. E un har să te asculte oameni. e un har. E un har să vină primarul, e un har, e un har să vină oameni dar să vină împăratul? Eu fi spus la da, Ioan, Ioan, astăzi sunt irod, te-a ascultat și îi place cum predici. I-a plăcut predica ta într-un mod deosebit și era aspru cu irod, nu l-a cruțat și totul lui irod îi plăcea. Și spune, stan cumpănă, a fost și pentru el un moment al cercetării, irod, și ție ți vorbește Dumnezeu așa rău cum ești. Știi ce s-a întâmplat? Într-o zi, din ordinul acelui rod, i s-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul și a fost adus pe o farfurie înaintea lui Irod, pentru că Irodiad a spus, vreau capul lui Ioan Botezătorul, prea mă deranjează glasul lui. Io Ioan era închis în închisoare și probabil a auzit pașii soldatului și fi gândit, Irod îmi va da drumul, dar poate fără nicio vorbă, i-a tăiat capul, pentru că a fost o zi în care Dumnezeu l-a cercetat și Irod nu s-a întors. Preubiții mei, vă plac cântările, vă place predica, vă ne place felul în care Dumnezeu ne cercetează, plăcerea nu ne duce în împărăție. Și noi trebuie să luăm hotărârea clară întoarcerii. Fiul acesta risipitor n-a zis, mă duc la vară, mă duc la vară. Cum mi-a spus mi o, o doamnă odată, domnule, mă pocăiesc, mă pocăiesc. Și a zis, slavă Domnului, dar a zis, prin august, că e nuntă la fică mea în august și Acolo trebuie să dansăm și nu se poate fără să dansăm. L am zis, doamnă, dar dumneavoastră aveți garanția zilei de mâine? Aveți garanția că Dumnezeu vă mai dă încă o săptămână? Câtă vreme spunea cuvântul Domnului, se zice astăzi. Câtă vreme este uh, uh, în odihna lui intrare, slobodă, astăzi. Nimeni să nu se pomenească venit prea târziu. Că vine diavolul și spune, acum te-ai trezit, acum vrei să te întorci. Fiul risipitor n-a mai stat nici măcar o zi. El a zis, astăzi spun, astăzi mă duc. A zis și a plecat. Ce a zis? Știți ce a zis? A zis, mă voi întoarce și s-a întors. A zis, am greșit înaintea cerului și împotriva ta am păcătuit. S-a uitat la el și a spus, sunt păcătos. Și când a ajuns acasă exact aceleași lucruri, le-a spus. Cu o singură excepție pe care o vreau să amintesc la finalul mesajului, pentru că tatăl nu l-a mai lăsat să spună lucrul acesta. S-a întors și a plecat. Mă rog, în această zi, poate sunteți la încrucișări de drumuri și de un timp Dumnezeu vă cercetează inima și doriți să vă întoarce și totuși ceva vă ține. Mă rog în seara aceasta, Domnul, să vă dea putere de întoarcere reală. În această seară, Duhul lui Dumnezeu să rupă orice legături străine și Domnul, în seara aceasta, să-și proslăvească numele, să acceptați întoarcerea reală acasă. Imaginați-vă cum se întorcea. S-a dus cu bogăție, s-a dus cu bani, s-a dus cu avere și acum venea cu mâinile goale. Oare ce întâlnesc acasă? L-am refuzat pe Domnul, unii se întorc la 80 de ani. Oare acasă mai găsesc un tată care să mă aștepte? Oare acasă mai găsesc un tată care să aibă milă de mine, că l-am refuzat de atâtea ori? Am risipit averea, mă întorc înapoi în în, 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 în în zdremse? Ascultați și a găsit acest fiu risipitor acasă. Spune cuvântul Domnului, s-a sculat și a plecat când era încă departe, cineva l-a văzut. Știți cine? Putea să spună un vecin, vecine, hai uite că pe cărare vine un tânăr, un băiat, pare a fi mersul fiului tău, nu cumva e fiul tău. Sau să vină o slugă să spună, uite, vine vine fiul care a plecat cu multă vreme în urmă. Știți cine l-a văzut? Tatăl. Știți ce înțeleg de aici? Înțeleg de aici că tata îl aștepta. Aleluia! Aleluia. Probabil când argații se puneau să se culce, să doarmă, probabil când toate lucrurile erau liniștite acolo în proprietatea lui, Tatăl se uita pe drumul pe care acest fiu a mers cu întrebarea oare mai trăiește sau a murit? Oare mai are ceva ce să mănânce? Oare unde a dormit în noaptea aceasta? Poate în revărsatul zorilor se trezea primul și se uita oare nu vine astăzi? Oare nu cumva se întoarce astăzi? De câtă vreme te așteaptă Dumnezeu, Tatăl tău, Dumnezeul tău? De câtă vreme te-a chemat și ți-a vorbit? În seara aceasta, primul lucru care vreau să-l amintesc, a ajunge acasă înseamnă așteptarea Tatălui. Te-am așteptat de atâta vreme, te-am așteptat să vii, te-am așteptat și anul trecut la evangelizare. te-am așteptat și acum doi ani. Te-am vindecat de boala care a avut-o și ți-am ți ți prelungit firul vieții pentru că vreau să vii iarăși acasă. Ce faci cu această așteptare a Tatălui? Preobiții mei, atunci când faci o întâlnire de familie și chem pe toți din Europa, îi chem din luna ianuarie pentru a doua duminică din august, toți să veniți acasă, cei nouă copii. Și vin opt și al nouălea lipsește. Te bucur de cei opt sau te întristezi de cel unul care n-a venit? Te întristezi de cel unul care n-a venit? Oare de ce n-a venit? Și pe El am așteptat, și pentru El am pus masa și am crezut totuși că va veni și se va fi și El cu noi la masă. Dar oare tata, care de atâtea ori ți-a arătat bunătatea Lui și spunea Apostol, uh, spune Apostolul Pavel prin Cartea Roman, nu vezi tu omule că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? De atâta vreme ți-a vorbit și așteaptă momentul întoarcerii așa cum ești. N-a spus fiul risipitor, păi eu mă duc să-mi iau niște haine mai bune, mă duc să-mi iau uh, ceva mai bun pe mine. Eu m-am dus cu haine curate, eu eram aranjat, eram frumos și acum mă întorc în zdremțe și Domnul spune, vreau să vii așa cum ești. El are pentru tine soluția eliberării, a ridicării, a înviorării sufletului tău, a eliberării din orice stări de păcat. El, Domnul, te spune că un pictor... Doamne, ați, ați mai auzit istoria aceasta? A pictat pe Domnul cum și-a imaginat el și uh, apostolii, cei 12 apostoli. A pictat pe Petru, pe Ioan, a pictat toți apostolii, dar când a fost vorba de Iuda, n-a găsit pe unul care să semene cu Iuda. Și uh, citeam că uh, s-a dus și a căutat pe unul și când uh, L-a găsit, era murdar, cum și-a imaginat el, și când l-a chemat să-l picteze, uh, omul acesta, un om al străzii, a spus: uh, Vino, te rog, și uh, să vii mâine la mine, pentru că îți dau o sumă de bani, să stai să te pictezi, așa cum ești. Și omul acesta s-a dus, s-a aranjat frumos și a venit a doua zi la ușa pictorului și a spus: Am venit că m a chemat. Și asta, da, ce s-a întâmplat? Păi m-am dus la frizerie, m-am tuns, m-am aranjat și a spus: Nu. No, eu am avut nevoie de tine așa cum ai fost ieri. Domnul nu are nevoie de machiaj, Domnul nu are nevoie să punem noi ceva, Domnul nu are nevoie să venim așa cum suntem. Prăiubiții mei, la crucea de la Golgota se spală păcatele omenirii, la crucea de la Golgota Domnul desăvârșește lucrarea în noi, la crucea de la Golgota El ne eliberează și ne dă dreptul să ne numim copii ai Lui, măriți să fie numele Domnului! Putea să-L aștepte rece, dar știți ce spune cuvântul Domnului? Spune aici, aduceți repede haina cea mai bună și ascultați, și îmbrăcați-l cu ea. Spune aici, când a zis tata am păcătuit împotriva celui și împotriva ta. Spune versetul 20, când era încă departe, tatăl său l-a văzut și ascultați, i s-a făcut milă. N-a zis, te-am așteptat să văd cât îmi aduci din banii care ți-am dat. Unde mi-este averea? Tu acum te întorci cu mâinile goale. Unde mi este averia? Nu. No. Pentru că acasă, din punct de vedere spiritual, vei găsi milă. Dacă cineva are milă de noi, are milă Dumnezeul nostru, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și de milă. Și în această seară, El te așteaptă cu milă. El te așteaptă cu brațele deschise. El te așteaptă să te, să te așeze la masă. Știți ce spunea la un moment dat prin Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 20? Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Stăm împreună la masă, pentru că l-am așteptat să vină. L-am așteptat să se întoarcă. Știți, fiul risipitor, când a ajuns acasă, n-a zis alte vorbe decât ce a zis departe. El când a zis fost departe, a spus, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă pe unul din argații tăi. Când a ajuns acasă, n-a schimbat ce a zis departe. Să spună, tată, știi, am greșit, că doar toți oamenii greșesc, uite, ți-am risipit averea, mă întorc la tine, că nu-i mai bine ca și la tine nicăieri, nu? El a spus ce a spus departe, a spus și când era în brațele tatălui. Și a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Știi ce trebuia să mai spună? Fă mă capi unul din argații tăi. A vrut să spună, dar tatăl l-a oprit și a spus, aduceți repede haina cea mai bună. Îmbrăcați-l cu ea, inelul în deget, încălțămintea în picioare, căci acest fiu al meu a fost mort și a înviat, a fost pierdut și s-a găsit din nou. Pentru că acasă găsești ceva, iubire divină. Iubire eternă, iubire cerească. Oamenii au interes. Oamenii sunt oameni care își urmăresc interesele lor. Unul singur urmărește interesul tău, e Dumnezeu. Și când vei veni la El, vei găsi iubirea aceea uh, care, care se coboară din cer de la Dumnezeu. O iubire, cântăm noi o cântare, o iubire. har etern, veni de sus. Mântuire, mântuire, prin golgota ne-a adus. Se întâlnea cu iubirea adevărată a tatălui său, îmbrățișat, a spus, nu, tu nu ești argat, tu chiar dacă ai fost depărtat, tu vii în casă și vei rămânea fiu pentru totdeauna, slăvit să fie numele Domnului. Mesajul acesta nu este doar pentru prieteni, este pentru unii care poartă numele de fiu risipitor, pentru unii care cândva erau aproape de Domnul și acum s-au depărtat. În această seară Domnul vine și spune, acasă vei găsi milă. Acasă te aștept cu drag, acasă vei găsi iubire, acasă vei găsi haina cea mai bună, care înseamnă bucuria mântuirii care înseamnă dreptul de a te numi fiu în casă, de a moșteni împărăția veșnică a Domnului nostru Isus Hristos. În seara aceasta, mă rog, întoarce-te, să-ți dea putere să te întorci, nu te uita la ce zic oamenii, nu te uita la ce zice cel din stânga și din dreapta, uite-te la ce zice tatăl, că ce zice tatăl este cel mai important. Fiul risipitor nu s-a uitat la nimeni, s-a uitat la tatăl și a spus, acolo vreau să ajung. Și a ajuns acasă și peste hainele lui murdare l-a îmbrăcat tatăl cu haina cea mai bună, că el are haina cea mai bună pregătită pentru tine. La calvar a plătit pentru noi ca să avem haina cea mai bună, care se numește mântuirea pe care Domnul o dă dar celor care îl caută. Slăviți să fie numele Domnului. Un tânăr ajunsese adolescent, abia aștepta să împlinească 18 ani, să plece de acasă și într-o zi și-a informat părinții și a spus tată și mamă, eu sunt major vreau să plec să-mi trăiesc viața cum vreau eu. A care părinții mai întâi frumos i-au spus, băiete, nu te duce din casă, pentru că nu este nicăieri un loc mai bun ca și acasă. Citeam istoria aceasta, căci copilul acesta a spus, nu, mă duc, e mai bine să plec să trăiesc viața cum vreau eu. Și părinții, după ce au vorbit frumos, au început să fie aspri cu el și să-i spună, ascultă copile, dacă tu te duci la noi acasă, nu ai ce să cauți și nu poți te mai întorci niciodată, nu te mai primim acasă niciodată. Și copilul și-a făcut bagajele și-a plecat. A plecat în lumea mare, a crezut că și de sub autoritatea părinților, Va avea libertate, va fi bine, va fi un om fericit, un băiat cu un viitor strălucit. A ajuns să doarmă prin gări, a ajuns să mănânce ce aruncau alții, a ajuns într-o stare deplorabilă, deplorabilă. S-a gândit la casa tatălui și a spus: A avut dreptate părinții, era mai bine acasă. Eu m-aș întoarce acasă. Dar oare mă mai primește tata și mama? Ei, când am plecat, mi-au spus că nu mă mai primesc. Eu m-aș duce, dar dacă întâlnesc împotrivirea lor și nu mă primesc acasă. Și vine în minte băiatului să trimit o scrisoare. A scris o scrisoare și a spus așa, tată și mamă, eu sunt în orașul acesta, sunt înfometat, mi-este frig, n-am unde să dorm. Eu m-aș întoarce acasă, dar nu știu dacă mă primiți. Dar eu am trimis scrisoarea aceasta înainte. Și vreau să vă spun ceva, eu în ziua cutare, la ora cutare, voi fi în trenul care trece prin, prin spatele grădinii noastre, era calea ferată aproape de grădina lor. Și a spus, în ziua aceea eu voi fi în trenul acela. Eu mă voi uita în grădina noastră și dacă mă primiți, vă rog un lucru, în copacul de lângă calea ferată, de la marginea grădinii, puneți o eșarfă albă. Mă voi uita, dacă voi vedea o eșarfă albă, voi înțelege că mă primiți și mă voi da jos în gară și voi veni acasă. Iar dacă nu voi vedea nimic, mă voi duce înspre un necunoscut. Citeam că a venit ziua când băiatul acesta s-a urcat în tren să meargă acasă. Cu cât se apropia trenul de grădina părinților, inima îi bătea foarte tare, nici n-a avut curajul să se uite el, să vadă, este ceva, să se uite dinainte. A spus, mă voi uita când va trece chiar trenul prin fața, prin spatele grădinii. Și spunea că niște călători care erau în trenul acela, la un moment dat, cum mergea trenul destul de încet, au început să exclame și să spună, o, așa ceva n-am văzut niciodată, oare ce să însemne lucrul acesta? Ia uitați, un copac plin de șarfe albe. Și s-a dus tânărul acesta la geam și a văzut, nu o șarfă, era un copac plin de eșarfe albe și a înțeles, tata și mama mă așteaptă. În seara aceasta aici nu s-a vorbit despre un copac cu eșarfe albe, e un alt semn, Golgota. Acolo s-a plătit prețul suprem. Cineva te așteaptă cu brațele deschise și acesta este Domnul. El a avut milă de tine, s-a îndurat de tine. El nu ți-a luat viața și nu ți-a nu ți -a curmat firul vieții și ți-a mai dat o seară în care să ai posibilitatea să vii acasă. Ce alegi? Într-o zi fiul izbitor a ales drumul întoarcerii spre casă, înspre tatăl. Ce alegi? Să rămâi în ta? Să rămâi în familia aceea unde e atâta scandal și atâta ceartă? Să rămâi acel om nefericit și neîmplinit? Când în casa tatălui e bogăție, e belșug, e binecuvântare, e tot ceea ce avem nevoie pentru sufletul nostru, în seara aceasta alege calea întoarcerii, alege brațele tatălui, alege locul acela care se numește acasă din punct de vedere spiritual, când atunci când împlinim voia lui Dumnezeu prin pocăință, nașterea din nou care o produce Duhul Sfânt în noi și și momentul acela al împlinirii voii lui Dumnezeu prin botez, vei fi împlinit am întâlnit oameni în vârstă și am întâlnit oameni care s-au întors la Dumnezeu. N-am întâlnit încă niciun om care să vină și să-mi spună am făcut o greșeală imensă. Momentul când m-am întors la Domnul am făcut o greșeală imensă, no. Și am întâlnit oameni care mi-au spus, o, dacă aș fi știut cât de bine este cu Domnul, m-aș fi întors acum 50 de ani, acum 40 de ani. Dar mă bucur, spuneau frații, că măcar acum în anii bătrâneții Domnul a avut milă de mine. Mă rog, în seara aceasta să aibă Domnul milă de noi, dar întoarce-te câtă vreme se zice astăzi și Domnul să ne bine cuvinteze. Amin.